Mă uităm la această biserică frumoasă, modernă și clasică în același timp, nu extravagantă. Mă gândesc la cât de confortabil vă simțiți aici. Cuvântul lui Dumnezeu este dat unei specii de ființe inteligente care trebuie recuperate, și anume omului căzut în păcat. Iar motivul pentru care Dumnezeu a dat cuvântul Său, motivul care are ca scop mântuirea, motivul este ca metodă să vă facă să vă simțiți neconfortabili. Cuvântul lui Dumnezeu este un țepuș. Cuvântul lui Dumnezeu este un factor străin, un corp străin în spiritul nostru păcătos. Și planul de mântuire însemnează un program de zgâlțâire, un program de trezire dintr-o stare atât de plăcută, asemenea celui care moare degerat. Cei care au trecut prin asemenea momente și au fost salvați au spus cât de plăcut e. Simți așa o, deși mor de fric, un fel de căldură, un fel de pace, un fel de dorință de a nu mai fi. O să vedeți unde se află la ora actuală adventismul. Sunt membru al acestei biserici, mă identific cu ea, prin mila lui Dumnezeu am avut harul să slujesc prin harul lui și dacă ar fi să mă compar cu etalonul pionierilor, nu numai din America, dar și celor din România, am povara să vă mărturisesc că trebuie o schimbare. Iar scopul predicării este unul singur, să producă schimbare. În Evanghelia după Luca există un fragment. Sunt cuvintele Domnului Hristos pe care le rostește ucenicilor, celor care erau în jurul lui. Interesant este că noi atunci când citim Evanghelia, o citim tot ca pe un excurs într-un cadru al istoriei de atunci. E Iisus, ucenicii, și El le vorbește lor, iar noi suntem de undeva din tribune și ne uităm la scena care se întâmplă acolo. Și putem spune la urmă, interesant, da, e ca și când nu ne privește pe noi. Avem una din parabolele Mântuitorului, care a fost numită de unii parabola imorală a Domnului Hristos. Știți ce este imoralitatea? Este o promovare a răului într-un mod poate deschis. Iar parabola imorală se află în Evanghelia după Luca, capitolul 16. Aș vrea să vă citesc această parabolă și atunci să ne mirăm de, sau să ne uimim cum poate Evanghelia să conțină asemenea îndemnuri încă din gura Domnului Hristos, sau este un fragment interpolat, sau este autentic și atunci nu mai înțelegem nimic. Ascultați. Înainte însă de a citi parabola, cred că trebuie să fac o precizare. Ea nu se referă ucenicilor de atunci, la ucenicii. Ea nu are un mesaj în general, ci unul specific, și eu cred, bisericii mele din Suceava. E vorba de noi. Bun. Iisus a mai spus ucenicilor Săi. Un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că-i risipește averea. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic.
Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul în spravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui de întâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el și a zis, ia-ți zapisul și ce-ți de grabă descrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el și a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Și a zis un prezbiter, vine la mine, frate, cum să o citesc? Cum să o spun și altora? Auzi, Iisus laudă un parșiv, o șarlă de om, un șmecheroi, care se joacă cu bunătatea de vere a stăpânului ca să-și facă, să-și îndatoreze oameni. Un om viclean și ticălos. Și încă Mântuitorul mai spune, bogății nedrepte, faceți-vă prieteni! Maniera tulburătoare, venală, stricată. Ce să înțeleg de aici? Ei bine, aș lua de la început ca să dau anumite nuanțe. Un lucru este cert că personajul principal din această narațiune nu este un stăpân, nu e nici un rob. Are autonomie, are libertate, poate să vrea sau să nu vrea. Are și minte, are și îndemânare, are și scule. E un ispravnic. Acum, ispravnicii sau ispravnicul este o noțiune, un termen depășit. În românește, zicem isprav, sunt atâtea isprav bune, rele, ce un ispravnic? Pe vremuri un ispravnic era un oikonomos. Nomos lege, oikos casă, care administra legile casei, nu? Un econom, un economist. Bine, nu un economist al unei firme, ci un, dacă vrei, trezorierul unui stăpân. Și uite că omul acesta nu era cinstit. Atenție, subiectul suntem noi. Nu era prea cinstit pentru că făcea ce făcea și i s-a dus zvonul, a fost pârât. Acum vă rog, rețineți că pâră aceasta nu este delațiune. Delatorii sunt cei care merg cu calomnii și pe vremuri, și astăzi, nu vă supărați, și astăzi, dacă cineva în Norvegia sau în Germania, ați auzit de familia Bodnariu, acum e familia Furdui pe rol în Germania cu 7 copii. Dacă primește Barnevertul un telefon anonim că Lucian își bate copiii, vine fără mandat de la tribunal, de la judecător, vine o gardă de forță, pătrunde în casă prin vicleșug și îți ia copiii fără explicație și i-au dus unde? Te miri unde? Asta se cheamă delațiune. Un telefon anonim și delațiunea înflorește în societățile în care imoralitatea, în care nelegiuirea ajunge fățișa. Aici nu e vorba de delațiune, vă spun. Aici este vorba de niște rapoarte ale unor audiți, să zic așa, care vin și spun, uite-te, se întâmplă lucruri. Iar stăpânul când îl cheamă, atenție, niciun stăpân nu vrea să-și piardă
slujitorii buni, valoroși, ia dovezile, dosarul, cercetează, iar finalul este nu mai poți fi ispravnic, clar. Dovada, ispravnicul acesta a fost un delapidator. De fapt, se vede asta din ce face după aia. Ce am să fac eu, om cu mâini subțiri, om la birou, nu, să sap, n-am bătături, nu merge. Mă îmbolnăvesc. Omul nici nu știe cum e să stai în vânt. A stat numai în casă, la sobă, la gura sobei. Să cerșesc, îți dai seama, economul stă acum să ceară bani. Am și o demnitate, onoarea mea. Știu ce am să fac. Și omul acesta continuă cu exact aceeași metodă, de data aceasta însă, nu luând pentru el. Atenție! Nu luând să se îmbogățească, pentru că el avea o stare oarecare, dar dacă nu continui să o alimentezi, contul scade și ajunge la zero. Și probabil că era încă tânăr și avea probabil și familie și poate copii. Trebuia să-i însoare, să le mărite. Știu ce am să fac. Și făcătura lui este asta. Cât ai? Oh, nu pot să dau. Ia zapisul, scrie. 50. Serios? Hai, hai, repede, ia tocul. Scrie cu mâna ta, semnează. Bun, hai, pleacă. Vă mulțumesc din suflet. V-am să vă rădat tot. Vă sunt veșnic dator. Cu al doilea, cu al treilea, cu al cincilea. Și acum mă întreabă prezbiterul, cum poate Iisus să laude un asemenea șnapan, un asemenea șmecheroi? Ajutați-mă! Suntem într-o familie, nu vorbesc de la istradă, ci familia noastră. Ajutați-mă cu un răspuns. Oricine. Nu-i obiceiul să comunicați? Cum? Ia, frate, zi-mă tale că nu ești din Suceava. E din Iași. Păi, am gândit ca bunătatea să fie în dreptul celuilalt. Adică el a renunțat la el la câștigul care l-avea până acum și a spus, uite, câștigul meu o să fie la tine. Foarte bine, super. A fost o detronare a egoismului. Bun, dar acum te întreb, cum a putut Iisus să laude pentru șmecheriile lui, sora? Pentru că în sfârșit a făcut un fapt care nu era egoist. Era totuși un fapt imoral în dauna însuși a stăpânului. Cine mă ajută? Frumos, frumos. Bun, e o idee pe care o reținem. Încă n-am ajuns la răspunsul. Toate construiesc. Trebuie să ajungem la capăt. Vrea cineva să citească tare versetul 8? Tare! Bine ar fi să aveți Biblia la voi și nu ecranul. Dacă vedeți cu ochii dumneavoastră, vă marcați Biblia, știți unde e. Cine a găsit din Biblia lui să citească? Stăpânul lui a lăudat. Stop, încă o dată. Stăpânul. Ia loc, atât. Iisus laudă pe șmecher? Băi, de la început trebuie să spunem întrebarea mea e greșită. Enunțul a fost șmecher. Pentru că nu stăpânul, nu Iisus l-a lăudat. Iisus nu are treabă cu mizerile astea. Dar stăpânul robului aceluia, când a aflat, știi ce a făcut? Serios? Ai, 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 deștept om! Bravo lui! Deci omul uimit de istețimea, de tăișul istețimii lui, a spus, e deștept. I-a lăudat că lucrase înțelepțește. Întrebarea mea este, cum numim noi această deșteptăciune sau înțelepciune a lui? Cine mă ajută? Suntem
Cum? Da, categoric e șmecherie, dar șmecheria nu poate fi lăudată, ci șmecheria are un specific care e lăudabil. Inițiativa, e și asta, mulțumesc, altceva. Asta, nu știu dacă e foarte lăudabil, a luat din ce nu era lui și a făcut merite cu furtișa, cu băgății nedrepte. Altceva. Oție. Cum? Oție. Da, s-a zis, altceva. Dragii mei, cum se numește acest tip de înțelepciune? Tipul ăsta de înțelepciune. Ingeniozitate, mai spuneți. Este, mai spuneți. Pentru că este un lucru specific pe care Iisus îl ridică prin gura stăpânului. Începe cu P. P. Haideți. N-am voie să spun eu. Pentru că rolul unui dascăl este să îi facă pe student să descopere. Cine a zis? Să trăiască Iașu. Prevederea. Prevederea e o calitate, o înțelepciune extraordinară. Pentru că ori de câte ori prevezi un lucru, iei măsuri și ești pregătit. Ori dacă este ceva de lăudat în tot acest caz și nu l-a lăudat Iisus, ci stăpânul, să fie clar, Iisus nu lăuda așa ceva. Că nu putea, era imoral. Dar prevederea era mare. Iar prevederea, Dumnezeu, Mântuitorul, o aplică la noi. Dați-mi voie, tinerii mei, să repet povestea lui Charles Finney aici. Mă lăsați? Pentru că am povestit-o la grupa noastră și cred că se nimerește aici. Poate nu o spun așa pe larg, o spun mai pe scurt. Charles Finney e un nume foarte cunoscut în lumea neoprotestantă, un protestant neoprotestant. Și Charles Finney era un student la drept la Universitatea din Chicago, care este cea mai tare universitate în materie de drept din America. Și Charles Finney tocmai termina și un profesor bătrân pe culoar, hei, Charlie, ce mai faci? O, bine, maestre, mă pregătesc de sfârșit și ce va fi după aia, după aia? Și el spune, păi, după aia o să fiu ucenic la un mare maestru, la cabinetul lui și după aia o să fac cabinetul meu, oh, Charlie, bine, și după aia o să fac bani, clientele, după aia o să mă însor, după aia o să cutare, după aia și după aia, păi, o să mă retrag la, știu, pe boșiile pe care le voi cumpăra și după aia obștescul sfârșit. Și profesorul se uită la el și spune, hei, Charlie, după aia? Zice, mai e după aia? Păi tu, viitor judecător, nu știi că este și o judecată? Și Charles Finney rămâne perplex. El credea că totul se încheie cu oală și ulcere, cu țărână. Și de că acum e judecată. Trece un timp, el merge mai departe din inerția visurilor lui, dar ceva îl râcă, el chinuie până acolo încât într-o iarnă pleacă în pădure. Pădurile acolo sunt mari, ger, ca în Chicago, în Illinois, și se pune pe genunchi și strigă, Doamne, prevederea, vreau să scap de judecată, vreau să fiu și eu cu speranță dincolo de mormânt. Raportul spune, atunci când s-a întors din pădure, țurțurii, aburii, se făcuseră gheață pe fața lui. Și s-a întors nu un avocat, nu un jurist, s-a întors Charles Finney, unul din cei mai mari predicatori, reformatori ai sfârșitului de secol XIX, despre care se spune, spuneam la tineri, că a depopulat iadul cu peste 1 milion de suflete.
i-a condus la Hristos. Charles Finney. Ei bine, deodată i s-a deschis oblonul. Hei, mori! Atenție, frați, surori, tineri, mai mult, murim cruce. Tot ce facem aici e zero. Prevederea, să vezi dincolo de ceea ce este imediat. Păi, frate, ce vrei să faci? Ei, frate, muncesc și eu, am două joburi. Bun, de ce? Păi, uite, am și eu copii, vreau să fac o facultate, pormă, păi să-i mărit, să-i însor, să... Și pormă, păi, pormă, să am și eu neposă. Dar pormă! Cine n-are bătaia dincolo ca să vadă până la capăt, nu va înțelege exact care sunt valorile acestui pământ sau aceste experiențe terestre ale noastre, pentru ce trebuie, pentru ce suntem chemați să existăm. Noi nu existăm ca să murim. Noi existăm să fim primiți în locuințele cerești, în corturile veșnice, așa scria. E cum ajungem în corturile veșnice, frații mei, suntem așteptători, adventiști, dar ce facem? Păi, frate, și eu trăiesc ca să-mi văd copiii căpătuiți. Vor muri și copiii. Pentru ce trăiești? Dacă nu avem prevedere, dacă nu vedem dincolo de tot ce joacă acum, n-am descoperit adevăratele valori pentru ce trăim. Și o să murim păcăliți. O să murim cu încrederea că am ținut sabatul, am dat zecime, n-am mâncat porc, n-am băut vin, nici cafea, nici Coca-Cola și voi fi în cer sigur. Și vreau să vă spun că toate acestea sunt doar carcasa, dar nu sufletul sau omul din carcasă. Carcasele nu vor fi mântuite. Vor fi mântuiți doar fii și fiicele lui Dumnezeu, care au poate și această aparență. Problema e serioasă. Parabola aceasta este una dintre cele mai dureroase, dar și iluminate pe care le dă Domnul Hristos. Și aș vrea să merg să mărunțesc detaliile din această parabolă. Ce sunt bogățiile nedrepte? Și că faceți-vă prieten cu bogății nedrepte. Și mi-a spus mie cineva care făcea afaceri la data aia cu blugi, lua blugi din Turcia. Zice, păi, care-i treabă? Și Iisus spune, uite, eu fac ce fac, mai fac cum fac și dau zecime. Dau la săraci, nu o parte, că restul trebuie, are el nevoie. Dar dau și ceva la. Și din bogății nedrepte ajut. Oare bogățiile nedrepte sunt doar cele care se referă la metoda obținerii lor? Deci o bogăție nedreaptă în mintea tuturor este o bogăție furată. E o bogăție însușită pe nedrept. Noi poate nu avem în mintea noastră clar ce însemnează însușit pe nedrept. Mi-amintesc că eram copil la mare, du-te și ia niște, mă rog, floricele. Mă duc acolo la tonetă. Pe vremea mea erau tonete atât de ca pe vremea anii 50-60. La coadă și la cineva din la 4-5 oameni în fața mea îi pică 5 lei. Mă uit la bani, ochii îmi sclipesc. Noi am fost săraci. Pe vremea aceea 5 lei era egal cu 50 azi sau poate mai mult. Un ou costa 10 bani. Mă uit la bani, mă uit la om, tac. Zic, măi, de nu l-o lua nimeni. Și imaginați-vă norocul care dă peste mine când ajung eu în dreptul cheretei, mă plec, iau banii, nu mă uit la nimeni, merg la taică-mi și tată, 5 lei,
5 de unde? I-am găsit. Cum de? Păi pe jos. Stai că îmi zice norocul tău. Poate avem și noi noroace de-astea. Și e o bogăție nedreaptă, că nu mi se cuvine. Spuneam o lecție pe care mi-a dat-o băiatul meu. Mai primesc și o lecție. Și merit să primesc. Eram printr-o pădure lângă satul lui și văd o bucată de lemn. El are încălzire cu lemne. Groasă, plină bucata aceea, căzută lângă drum. Pustiu, nimeni. Zic, păi Petrică, lemnul ăsta e bun de foc. Zice, e bun. Nu-l iei? Și el mă întreabă, e al tău? Și eu zic, nu e al meu. Atunci de ce îl iei? Trebuie să mărturisesc că a fost crescut în comunism, a fost crescut în convingerea că totul e al nostru, deci totul e și al meu, dumneavoastră. Plus că modelul pe care l-am avut eu, deși au avut multe merite părinții mei, n-a fost unul desăvârșit. Și am închizit și am spus, de acum învăț o lecție, chiar dacă nu e al tău și dacă e pierdut, nu-l iei. 5 lei, ce trebuie să faci? Să strigi după, Doamnă, Doamnă, banii. O, vă mulțumesc. Dar n-am strigat. Am zis norocul. Vedeți cum gândim noi? Bine, bogății nedrepte. Acestea ar fi bogățiile obținute necinstit. Putem noi să mai numim și altfel bogățiile nedrepte, să însemne și altceva? Eram pastor în Grant și nefiind COVID la data aceea, între anii 86-90, făceam vizite. E o mare, mare, mare bucurie să poți să descoperi frații și surorile tale. M-a chemat o bătrânică, avea un nume grecesc, era grecoaică, o băbuță, ca toate băbuțele, cu fața smochinită, mai mult decât altele, cu... și avea necazuri, murise soțul, avea o grămadă de probleme rămase de pe urma lui, nu știa să le rezolve și m-a chemat pe mine și împreună cu un prezbiter i-am făcut vizită. Și ne-a invitat în apartamentul ei de bloc, în sufragerie, la o măsuță rotundă, mi-am amintesc și acum, erau atâtea lucruri în casă, ca de oameni fără ajutor, fără copii, n-aveau copii, oameni bătrâni. Și ce să vezi? Pe masă, o poză, un cuplu, dar frumoși rupți din lună. Mă uit la ei, nu pot să nu vezi o frumusețe, vă spun, ca de, mai ceva ca de Hollywood. Și eu zic, copiii dumneavoastră, n-am știut, avea, n-avea copii. Am zis, nu, sunt eu și cu soțul. Ea era? E imposibil. Valoarea, frumusețea. E o bogăție, corect? Te înșală? Trec anii. Te înșală? Ai un corp frumos. Te înșală? Trec anii. Și toate bogățiile care sunt mincinoase, care nu sunt bogății în sine, care sunt trecătoare, și viața, și energia, și oportunitățile, și poziția. Păi eu am fost președintele României, oameni buni. Ce scuipă pe el? Scuzați-mă, nu eu, dar oamenii ăștia nenorociți, păcătoși, care urăsc și care nu respectă autoritatea. Păi eu am fost într-o sală în care mi-a spus, vino să-l cunoști pe președintele Mir Constantinescu. N-am avut o părere bună despre el. Deși credeam că va face minunile lumii, n-a făcut. M-am dus la el ca un simplu cetățean. Ăsta a fost președinte. Ce însemnează poziția? Un mare zero. Totul trece și tot ce trece și nu rămâne e înșelător. Cuvântul spune...
faceți-vă prieteni cu toate lucrurile care vi sunt împrumutate. Viața este împrumutată, nu vă aparține. Mintea, ce ai tu să nu fii primit, spune Pavel? Păi, ai două mâini, ai sănătate, ai suflet, ai capacitate de a iubi. Ce ai tu și n-ai primit? Vă zic că toate bogățiile acestea nu sunt ale tale, sunt ale stăpânului. Atenție! Și ne întâlnim iarăși în poziția economului, a ispravnicului. Ochii încoace, vă rog. Vă înțelegeți dumneavoastră că totul e vorba despre mine. Sunt lucruri pe care eu le însușesc de la stăpânul pentru mine. Să-mi fie mie bine, familiei mele bine. În loc ca să ne gândim cum să ne facem prieteni cu aceste bogății care aparțin stăpânului, nu sale mele, care sunt date împrumutate și sunt nedrepte în sine, ca să fac prieteni. Mă refer la versetul 8 acum. Stăpânul l-a lăudat pe ispravnic cu nedrept pentru că lucrase înțelepțește căci fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Corect? Încă o dată. Corect? Fals. Încă o dată. Căci fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Păi cum să fie fiii întunericului mai înțelepți decât fiii luminii? Corect? Nu-i corect decât într-o singură nișă. Doar în relațiile interpersonale. Și de aici imediat înțelegem unde bate parabola imorală. Tu ești înconjurat cu oameni. Oameni sunt păcătoși. Miroase a băutură. Ei cu manele. Noi nu servim așa ceva. E o distanță. Ne simțim bine în ghetoul adventist. Noi între noi. Noi suntem într-o familie, aici cântăm, ăștia sunt păcătoși. Apropo, mi-amintesc de atitudinea aceasta, mi-a povestit-o bătrânul Lăiu, predicatorul. Spune că doi membri din biserica lui, stupari, s-au dus undeva la Floarea Soarelui, în câmp, la zeci de kilometri de orice localitate, cu atât mai mult de adunare, și în sabat, ăștia doi, aveau și doi, trei câini, să facă școala de sabat împreună. Și cum ăștia sunt, cum adventiștii sunt tari în, nu în scripturi, în cerbice, în a dezbate și a ține părerile lor, se referă la data aia, nu acum. Cum oamenii sunt dezbat puternic și țin la poziția lor, s-a iscat o ceartă de atât de mare încât s-a lăsat cu jigniri până când s-au luat la bătaie. Și spune că unul a sărit peste celălalt și îi dădea. Și ăla de jos striga, stai frate, stai, că ne vede nălejuiță. Nălejuiță iau păgânii, noi suntem lăjuiți. Înțelegeți? Noi suntem drepți. Și gândiți-vă că acest lucru, acest simțământ că noi suntem special, noi suntem neprihăniții, noi suntem aleșii domnește în lume. Și față de semenii noștri, suntem la un stânjen distanță. Am intrat într-un magazin în Germania. Era un magazin arab. Bine, lucrul ăsta se întâmplă în orice. Poftiți. Vreau să... Lăsați, vă arăt tot, vă arăt tot. Și cu atâta dăruire, măi frate, și-a luat timp să scoată toate de pe raft. Mai am, să intre după raft. Mi-era jenă, că nu aveam bani să cumpăr, vreau doar să văd. Mai stați, bătăm și cu tare, și cu tare, și cu tare. Și până am spus, nu-i ce trebuie, nu-i nimic, vă aștept din nou. Chiar dacă după aia m-am jurat, probabil. Dar zic că vă aștept din nou. Și m-a cunoscut la ușă. Întrebarea mea, era față de semine lui mai înțelept decât fiii luminii? Ce vroia de la mine? Punga, buzunarul. Deci el nu mă iubea pe mine, dar față de seminii lor, fiii viacului acestuia, știu cum să se apropie. La ce face oare referință Domnul Hristos?
Nu cumva se referă la modul în care noi ar trebui să ne facem prieteni și noi suntem distanți. Eu am fost chemat aici cu un scop. Am fost chemat ca să transmit un mesaj din cuvânt de motivare pentru asta, pentru misiune. Aici numai de misiune se vorbește, oameni buni. Și ca să mă înțelegeți că se vorbește despre misiune și că nu este o interpretare subiectivă, o să vă citesc mai departe. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, versetul 3, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Vom muri, isprăvnicie. O vedeți paralela? Și că ei să mă primea, când voi fi scos din, versetul 4, știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor. Iarăși Mântuitorul spune, câți veți muri, să vă primească, versetul 9, în corturile veșnice. Vedeți paralela. Vedeți că e perfect. Dacă citești atent, tu ești chemat ca din bogățiile nedrepte ale stăpânului tău, împrumutate ție, că ești doar isprav, nu ești stăpân, să ai înțelepciunea fiilor întunericului față de semenii tăi, ca să-ți faci prieten cu aceste bogății, ca atunci când vei fi scos din isprăvnicie, când vom muri, ei să ne primească în corturile veșniciei. Ca cei care vor spune, Doamne, prin El am cunoscut, să intre lângă noi. Avem o problemă. Noi concepem biserica și credința în mod egocentric. Eram într-un proiect, am făcut și eu un master în leadership, pentru că așa trebuia, ne-a trimis biserica, și am făcut un sondaj în 13 comunități din Muntenia. Le-am dat formular să scrie vreo 10 întrebări, printre altele, de ce ții sabatul, de ce ai venit, te-ai făcut sau de ce ești membru, care este scopul vieții tale. O majoritate semnificativă au notat, țin sabatul, continuați. Bravo, ca să fiu mântuit. M-am făcut adventist, continuați. Ca să fiu mântuit. Și scopul vieții mele este egoist. Eu cu mine, eu pentru mine. Eu mă sfințesc, eu merg la ore de rugăciune și pentru ce te rogi? Doamne, păcatele mele. Bun, înțeleg că e nevoie, dar te-ai pocăit odată. Nu mai continuăm. Ne putem ruga zilnică, suntem păcătoși continuu. Dar tu nu trăiești ca să fii tu mântuit. Tu trăiești ca să fii interfața lui Dumnezeu între oameni. Muci la ceas. Vă amintiți dumneavoastră de două parabole ale Domnului Hristos? Una se află în Ioan, capitolul 15, care are titlul Eu, Iisus, Vița. Și alta se află în Matei, capitolul 25, unde îi vorbește despre parabola talanților. Există un singur punct de lovire, o singură țintă a tuturor acestora. Mai are și o ilustrație, tot o parabolă a smochinului. Vă amintiți cum se cheamă în Luca 13, parabola smochinului neroditor? Care este punctul cheie unde lovesc toate aceste trei? Sunt trei martori, oameni buni. Vă aud? Roada. Pentru ce trăiești? Ce aduci? Care este sensul pentru care tu trăiești? Ca să fiu mântuit. Vax.
Tu nu trăiești pentru tine. Hristos a murit și te-a mântuit. Mântuirea gratuită. Tu acum, unul care ești mântuit, nu trebuie să te tot întorci la tine, să te tot uiți la tine, ci uite-te la Hristos, fii fericit de mântuirea pe care El o acordă gratis oricui crede în El, așa cum suntem prin credință noi ne schimbă El. Dar acum du-te și lucrează. Vă amintiți de demonizatul din Gadara? După ce s-a produs miracolul, ăsta a căzut la picioarele lui Hristos și a spus: Doamne, vreau să vin cu tine. Și Iisus îi spune: nu, tu te lai tăi, povestește tot ce s-a făcut Hristos. Iar a doua oară când Hristos a trecut pe acolo, a găsit câmpul deschis, oamenii motivați să-L primească. Ce facem noi? Venim la biserică, ținem sabatul, ne închinăm, acasă dacă studiem Biblia e ok, dacă mai cântăm o cântare la altar ok, dar noi cu noi, cu copiii noștri. Cea mai proastă perspectivă a vieții creștine este arca lui Noe. Intră tu și casa ta în arcă. Tu, stai puțin, Noe a predicat 120 de ani înainte, dar noi vedem doar acest capăt. Intră tu și casa ta, că noi, eu și casa mea să fim mântuiți. Vă amintiți? Acum fac un mozaic, concentrez lucrurile. Când vine cel cu un talent, cu ce spirit vine înaintea Domnului Hristos? Ca un vinovat sau ca unul meritoriu? Și ce spune cel cu un talent îngropat? Matei 25. Doamne, ți-amintești fiul risipitor? E acolo la dreapta ta. El ți-a păpat toată averea. Eu aduce sacul. Un talent era 52 de chile. Puf! Nu lipsește nimic! Și Mântuitorul îi spune: rob de care? Ești și mecheroi? De ce leneș? De ce leneș? Pentru că pur și simplu consumi pentru tine bogățiile stăpânului. Nu vă dați seama că Hristos ne va judeca? Vă rog, deschideți la Ioan 15. Sunt trei categorii de mlădițe aici. Pe scurt, n-avem timp și... Trei categorii de mlădițe. În versetul 2, găsim două categorii. Pe orice mlădiță care este în mine... Nu, credință, biserică, membru, sfânta cină, Hristos în noi, noi în El. Orice mlădiță care este mine și n-aduce roadă, e categoria întâia, El o știți ce înseamnă taie? Eu sunt în El, în Hristos. Eu cred în El, e în mine. Dar roada este ceea ce confirmă că sunt viu. A doua categorie, versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, ăsta e adventistul nominal, e doar cu numele, dar el umblă și cu, mai sare gardul și la, mai face și afaceri, mai joacă și la, știu eu, casino. Deci are tot felul de lucruri care nu e în mine, categoria a doua, este aruncat afară și se usucă. Istoria unor frați de-ai mei este istoria uscării. Apoi, mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc și ard. Împreună cu cine arde? Tot versetul 6 spune, ca mlădița neroditoare. Deci destinul nerodirii este focul. Oameni buni, nu știu, vreau să creez cuvântul Domnului și Duhul Sfânt un cataclism în sufletul nostru. Noi trebuie să ne gândim foarte serios pentru ce trăim aici, pentru ce suntem membrii bisericii. Doar să trăim, să ținem sabatul și să credem că suntem mântuiți, ne înșelăm. Roada e criteriul. Iar a treia categorie se află în versetul 2, pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește. Nu știu dacă știți cum se curăță via. Cu ce? Țac, țac. Cu briciu, cu cuțitul. Este o experiență dureroasă.
Știți cât plânge vița? Am văzut eu. A rămas o rană. Dumnezeu vă iubește și vă dă un drum nu pe roze, nu confortabil ca scaunele acestea bune, ci un drum aspru, fără cruce, noi cu nună. Știți vorba? Dragii mei, mă opresc. În numele lui Iisus Hristos, parabola aceasta imorală nu este despre averi, nu este despre furturi, șmecherii, ci este vorba de misiune. Ah, ultimul lucru trebuie să-l spun, că l-am uitat și fără asta este foarte grav. Ce trebuie să faci ca să împlinești misiunea? Și mai deschid o dată Scriptura, la Luca 16, pentru că aici este și răspunsul. Știu ce am să fac. A chemat versetul 5 pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis: cât ești dator, stăpânului meu? Și ăsta mărâtul care n-avea cum să dea înapoi, 100 de măsuri de unde lemn. Ei, zice, ia zapisul, șezi jos și repede scrie 50. La ce se referă asta? Pentru că asta pune capac. Cine mă ajută? Pentru că noi asta trebuie să facem. Totul se referă exclusiv la misiune. Ce trebuie să facem? Să conștientizezi pe omul care vorbești că este datorul lui Dumnezeu. Ce e datoria aia? Numește pe nume. Viața lui. Nu, că sunt niște lucruri punctuale. Sunt 100. Raportul cerului, ce conține? Păcatele. Iar atunci când tu începi să lucrezi cu el, recunoaște și datoria scade și scade de tot. Înțelegeți că asta este misiunea, e foarte transparentă morala acestei parabole. Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de oameni, să iubim și iubindu-i, nu! Mi-a povestit săptămâna asta o fată din familia semi-adventistă, jumate adventistă, jumate nu, a fost membră, a plecat, exclusă, s-a întors odată mânată de Duhul Domnului, în lacrimi a venit la o oră de tineret și liderul de tineret îi spune: ascultă, domnișoară, dacă mai vii să vii în fustă, dacă mai vii în pantalon să nu mai vii. Și a plecat plângând. Noroc că au fost alții care au alergat după ea. Și acum în credință și în fustă. Da, dar vă rog, rețineți, atitudinea justițiară, atitudinea care pune standardul înaintea omului, standardul, este o atitudine care nu e a lui Hristos, care se coboară la vameși, prostituate, la păcătoși. Oare iubim noi pe oameni? Cum mă iubea arabul acela care se uita, îi scurgeau ochii după mine, după buzunarul meu, știți, la care am fost. Oare chiar iubim pe oameni pentru ce sunt ei, nu pentru cum sunt ei acum? Ei sunt copii lui Dumnezeu, rătăcitori, dar tot fii răsipitori, dar tot fii sunt. Dragii mei, Dumnezeu m-a trimis pe mine păcătosul să vă cutremur. Și Hristos vrea să nu vă mai simțiți confortabili în condiția standard în care suntem nici eu. Și trebuie să începem să ne gândim sau o ducem roade sau măcar să știi că mântuirea nu e pentru mine în cazul ăsta. Dumnezeu să lucreze pentru numele Lui, pentru fericirea noastră, pentru bucuria atâtor oameni care prin voi vor putea să cunoască dragostea lui Dumnezeu și să vină la El. Vreți? Da. Vreți? Da. Așa să ajute Dumnezeu. Amin.